Consilierul local Alexandru Oros a cerut executivului informații despre stăzile pe care Urbana intervine în această perioadă pentru reparații. Când se va începe, sau mă rog, când și-a propus primăria să dea comandă la Urbana și Urbana să facă sau nu, intervenția pe străzile din zona locului Târgului, strada Soloban, nu știu, cred că ar trebui să se intervină și acolo în repararea străzilor. Și de aia m-am găsit oricum care să primesc clar și concret un răspuns. Cu o dată, cu o certitudine. Un grafic, dacă există. Viceprimarul Ildică Bereș a dat asigurări că se lucrează la repararea străzilor din municipiu și că există un grafic după care se fac aceste intervenții. Există un grafic de reparație a străzilor. Străzile în continuu se lucrează la repararea străzilor. Se asfaltează cu acel asfalt, prin acel procedeu cu asfalt rece. Știm foarte bine că au reparat străzile. Străzile nu știu cât sunt de viabile, cât este de viabilă acea procedură. Acum se lucrează, deoarece fiind în garanție încă, se repară acele străzi care au fost realizate, care au fost asfaltate cu asfalt rece. Se fac și alte lucrări, se astupă gropile deocamdată, iar în momentul în care vom avea documentația completă, vom începe cu reabilitarea străzilor care sunt conform graficului. Tot timpul există comenzi, astăzi au venit comenzile pentru repararea drumurilor, am văzut și pe Valea Hotarului că este problema, pe Șugău și acolo se va, pe Șugău s-a reparat o mare parte, că asta era problema noastră cea mai importantă într-o perioadă. Pe Câmpul Negru au venit, da, am văzut că au venit și la noi pe Câmpul Negru, urmează să se facă Câmpul Negru, se lucrează în zona, în partea tractorului Disei, pentru că acolo se transportă, știți foarte bine, cu noi trebuie să facem, și urmează celelalte zone, sigur vor fi făcute, dar nu în totalitate. La mijlocul lunii aprilie, primarul municipiului Sighetu Marmației, Horea Scubli, a precizat că în cel mult o lună nu vor mai fi probleme pe străzile din oraș.